Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Racii în aprilie vor trebui să-și dovedească avantajele în domeniul profesional. În acest sens, vor exista șanse mari de a câștiga concursuri sau licitații, asigurându-ți un venit decent în viitorul apropiat. Energiile care emană de la Marte sunt încă active deși la o scară mult mai mică. Marte este în semnul tău, ceea ce înseamnă că reacțiile emoționale, atât ale tale, cât și ale celor din jurul tău, sunt exacerbate. Te simți șocată și nu înțelegi de ce. Sprijinul energiilor care circulă în taur te ajută să rămâi pe linie de plutire. Ele te ajută să rămâi calm în momentele în care presiunea crește exponențial. Aceste energii îți oferă curajul și tenacitatea de a evita să ai decizii bazate pe motive greșite. Mercur retrograd din 22 aprilie te încurajează să arunci o privire mai amplă asupra contradicțiilor și să încerci să înțelegi semnificația lor. Cam în același timp, Saturn în pești te obligă să-ți folosești talentele pentru a-ți oferi o ieșire care să-ți salveze viața. Dragoste Energiile Taurului și Marte te sfătuiesc să nu spitești soarta dacă vrei o existență pașnică. Deși ți se pare greu, temperează ține răbdarea și nu împinge, nu face presiuni. Deocamdată, ar trebui să te bucuri de prezent fără să spui o mie de întrebări. Sfat, în loc să suferi pentru ce este mai rău, profită de ocazie pentru a-ți revizui sentimentele, dorințele, idealurile. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!